Anul acesta au fost investiții record în infrastructura unităților de învățământ din municipiul Buzău, a declarat primarul Constantin Toma, în replică la câteva solicitări făcute de aleșii din opoziție pe tema unor lucrări ce mai trebuie efectuate după șantierele deschise în vacanța de vară. De pildă, ieri în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal, reprezentanții PNL i-au cerut edilului șef să aibă în vedere anumite retușuri după investițiile importante realizate la liceul de Filipescu, acolo unde, din acest an, a început un proiect nou, cel al școlii duale Meritas. Domnule primar, fac parte din Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic. După lucrări de modernizare, de consolidare, de renovare făcute în ultimii ani, a mai rămas curtea liceului de prefăcut, dacă vreți să luați în calcul, pentru că aleile încă au grup în urma acestor lucrări de modernizare și să luați în calcul de refacere. Șeful Palatului Comunal a precizat că va ține cont și de această doleanță, în paralel cu politica autorităților de a aloca mulți bani pentru infrastructura școlară. Avem în vedere toate școlile, vă dați seama, în funcție de banii pe care îi avem, și anul ăsta s-au făcut eforturi foarte mari, s-au băgat, cred că un an cu recorduri, cu record în ceea ce privește investițiile în școli, le avem în vedere în continuare, pentru că este cel mai important lucru care se poate întâmpla, să îmbunătățim calitatea educației în oraș. Mulțumesc mult, am să vă mai aduc aminte ca să fie.